Dragilor, bună seara! Pende Glob, ziua 101. Wow! Wow, wow! Mare lucru la vende. Mai sunt 6 pe drum, 4 în cursă. Ajunge în seara asta și Miranda Mero. Iar Manuel Cuza a rămas mult în urmă, problemele alea cu chila. Îl țin în loc, dar totuși merge bine. 13 noduri aproape acum. Are un front mare aici și de-aia nu se poate trece mai în nord. Să treacă în fața lui. Ajunge și el cu bine, cred că în două zile. Interesante match race-ul dintre doamne. De aici Isabel Ioșche trece în față. Are vreo 60 de mii nemăsurat. Acum mai mult de 60 de mii are în fața lui Samantha. Deși Samantha are un track, o rută mult mai clară. Vedeți? Mai... fără volte, fără agitațiile pe care le-a avut Isabel Ioșchi, uitați. Priponită acolo în anticiclon ăla, wow, s-a chinuit vreo zi, două. Așa a avut aici, când mergea cu 3 noduri, 4 noduri. Intră acolo și Alexia Barie. Ia cât are acum, 8 noduri și jumate, o să încetinească. Finlandezul a rămas mult în spate, acum cred că mai are vreo 400 de mile. Dacă nu îi se întâmplă nimic rău, lui Barie n-are cum să ajungă. Deși v-am zis, ea e rănită, nu se știe ce are. S-a lovit la spate. Dacă stă în barcă și s-a lovit la spate. Asta e. Deci încă vreo săptămână aproape mai avem un concurent pe apă la Vendée. Cred că o săptămână e al lui Husela să ajungă. Da. Și alte noutăți de la Vendée, toată lumea, conferințe de presă, toată lumea își mută bărcile din Sable d'Olonne spre porturile de casă. Am văzut-o pe Pip Harp punând un anunț că să nu vină lumea să o vadă când ajunge Marea Britanie. Ea acum fiind foarte faimoasă că singurul cetățean britanic care a terminat cursa. Asta e. Da. Lewis Burton în interviuri peste tot, toată lumea îl întreabă ce are de gând cu barca aia nouă. Bravo lui, s-a mișcat repede, da. Da. Nimic alte noutăți de la Vendée. În schimb, de la Cupa Americii se precipită un pic lucrurile. Era planificată cursa azi. La Auckland s-a dat carantină, acum nu se știe cât să ține. Și e scandalul în floare acolo, pentru că ăștia, Luna Rosa pe de-o parte și deținătorul trofeului Noua Zeelandă, erau ei cu capsa pusă mai de mult tot pe o bătaie pe termen legal. Și acum bătaie la modul următor. Luna Rosa a protestat la ideea exprimată de neozeelandez că să amâne cursele. Că dacă guvernul neozeelandez menține carantina, să aibă cursele pe 26, pe 26 februarie. Și Luna Rosa a zis, păi stai așa, nu avem un act semnat de toți. N-am fost toți de acord că cel mai târziu Prada Cup să termine pe 24 și că atunci echipa cu cele mai multe puncte câștigă. Aia ar fi fost ei. Ei nu sunt de acord să prelungească întrecerile peste 24 februarie în caz de carantină. Și ei nu înțeleg de ce nu pot să concureze acum, pentru că au voie să iasă pe apă, echipele au voie să iasă, au voie să antreneze, dar n-au voie să concureze. De ce n-au voie să concureze dacă n-ar avea spectatori? Și ei au încercat pe lângă echipa neozeelandeză să intervină la guvern și să facă o excepție pentru ei de la carantina asta. Deci cam asta e situația acolo, cam fierbe butoiul. Da, și e nasol și pentru noi spectatorii dacă ăștia nu mai țin cursele. Rămâne cu ce am văzut până acum. Da, cam nasol. Dar, ceva frumos pentru voi în seara asta. Un interviu cu, pam pam, să bată tobele, flight directorul de la echipa britanică, flight controllerul, pardon, cel care se ocupă direct și nemijlocit de zborul bărcii, da? Cel care se ocupă de aripi, coborât, reglat,
ridicat aripile, da? Părerea lui băiatul ăla despre cursă. Hai, vizionare plăcută și o seară bună! I think it's absolutely awesome. Yeah, I mean it's an absolute beast. The amount of brain power that's gone into this thing and continues to go into this boat to make it perform at its optimum potential is mind-blowing. It is fantastic when the America's Cup really makes those big bounds to do new things. Forcing sailors and designers to really think outside the box is what makes it so special. I'm the pilot or the flight controller on the boat. So I'm basically responsible for keeping the boat out of the water, controlling the foils, you know, and having that kind of instinct and that intuition of how the boat is kind of performing and what it's going to do next at any given time. Working very closely with the helm and the main trimmers and the other trimmers on the boat to make sure that you're all kind of in unison is going to be a big part of this America's Cup. Real funky here. The thing about sailing is, you know, perfection is never there. It's because it's always changing. You're dealing with changing winds, changing sea states. So you've got to adapt at all times. And so having a group of guys that can do that is critical. And that's what's exciting about this kind of challenge. Look at that, 50 to 400 in no time. Really disappointing for the Brits. We knew from a long way out that we were on the back foot in Bermuda. What was incredibly kind of impressive about what we actually got out of that was the fact that no matter how big the gap was, we never gave up on actually breaking that down. And we went into the America's Cup on day one and we started beating teams that we hadn't beaten in the 8 months building up to that. Nice work, guys. Awesome work. Turning out. We'd actually made massive gains forward, and that was just down to the absolute determination of everyone involved in that team. It was exhausting for everyone, there's no doubt about that, but it allowed us to kind of really see how hard we could all push ourselves to make sure that we didn't just give up. So it was invaluable having that experience and knowing that's where we've got to go to have a chance of delivering success. That was a nice looking tack, wasn't it? Yeah, I mean, I'm incredibly patriotic, so for me it's a huge drive behind the flag and, you know, this competition that started around the island I grew up on. It's been kind of in the back of my mind really for as long as I can remember, the history behind the cup and kind of following it over the years. So going to New Zealand and kind of trying to win that cup for Queen and Country is a great honour, so, you know, incredibly driven to deliver.